spate. O să începem momentul de educație în această seară cu un exercițiu de imaginație și o să vă rog să mergeți în timp, gândul în copilărie. Acum că am ajuns cu toții acolo, am două întrebări. La prima dintre cele două întrebări, aș vrea să primesc un răspuns de pe acest rând. Antonia, cumva, m-a ajuns foarte mult în această situație. Cum făceați, care era metoda prin care atrăgeați atenția atunci când erați mici, copii? Cine îmi dă un răspuns? Antonia, tu ce faci atunci când vrei să atragi atenția asupra ta? Ce faci atunci când vrei să atragi atenția asupra ta? Te-ai uitat la mine, nu! A, ești simpatică și e suficient, nu? Da. Am înțeles. Bun, și a doua întrebare, cum reușeați atunci când erați copil să mențineți atenția asupra voastră? Cine îmi dă un răspuns? Cu întrebări. Perfect. Am ales acest exercițiu pentru că, cumva, copiii sunt campioni în acest domeniu al atenției. Iar în această seară vom vorbi despre menținerea atenției în timpul unui discurs. Exercițiul pe care l-am făcut acum la început poate fi o metodă prin care să vă contactați cu publicul în fața voastră, dar de asemenea să mențineți atenția pe parcursul prezentării. O altă metodă pe care ați putea să o folosiți ar fi povestea. Bineînțeles, o poveste personală, aceasta prinde foarte bine, dar aș avea un exemplu în această seară pentru voi. Citeam de curând o carte și am găsit întâmplător un titlu Școala animalelor. Mi-a atras foarte repede atenția, am citit mai departe și era vorba despre, bineînțeles, niște animale care, preocupate de schimbările din lumea aceasta, s-au gândit ele să facă o școală și să pregătească pentru ce urmează, pentru progresul lumii. Bineînțeles că au inclus în curicula lor mai multe materii, precum alergatul, zborul sau păzăratul, însă toate animalele făceau aceleași obiecte pentru a fi mai ușor de gestionat program. Din păcate, nu se descurcau la fel de bine. Vă imaginați iepurele foarte bun alergat, cum putea să noate. Se epuiza și făceau lucruri suplimentare, însă nu reușea deloc. Iar la final, nici măcar să alerge nu mai reușea. Și așa mai departe, s-a întâmplat în cazul multor animale, de aceea câinii de prerie erau foarte îngroziți de ceea ce urmea să se întâmple și s-au gândit să-și educe copiii în particular. Ba mai mult, s-au asociat cu alte animale și au făcut o școală particulară. Ei bine, ce v-am povestit eu acum este o fabulă cu morala care se trimite la sistemul educațional actual. Mi s-a părut că e o poveste interesantă, dat fiind faptul că sunt niște personaje diferite. Sunt personaje pe care puteți atrage atenția și menține atenția pe parcursul prezentării. Deci puteți folosi o astfel de prezentare dacă vă se pliază cumva pe subiectul pe care l-ați ales. Dar nu sunt singure elementele pe care le putem folosi. Să vedem ce alte elemente ne pot ajuta. Da. Sunt 6 elemente care, în mod paradoxal, s-au ajutat așa. Nu știu cum s-a întâmplat. Iar unul dintre ele este întrebarea. Întrebarea sau întrebările pe care le-ați folosit și voi în această seară ca speaker și pe care am folosit și la început. Volumul, aici e vorba de mai multe variații de voce, volumul vocii, ritmul vocii și tonalitatea. Dacă, de exemplu, alegeți să povestiți în cadrul discursului, dacă aveți o poveste emoțională, evident, tonul vocii va fi scăzut sau va fi grav. Dacă aveți o poveste amuzantă, cu siguranță va trebui să vă fiți și trist, mișcarea scenică. Așa cum am făcut la început, dacă vreți să delimitați cumva momentul, puteți să mergeți în dreapta, spre stânga sălii, sau puteți merge din spatele scenei spre public, astfel încât să punctați ceea ce doriți să se înțeleagă din partea voastră către public. Și nu în ultimul rând, schimbarea metodei. O să întrebați cam cât de mult trebuie să schimbăm metoda. Ei bine, avem două situații. Dacă aveți un discurs de 3-4 ore, ar fi bine să schimbați cam la 15 minute. Iar în cazul nostru, că avem 7 minute la dispoziție, din 2 în 2 minute. Și pentru că deja trebuie să schimb metoda, până este la asta, am un alt element pentru voi, un 2 în 1, aș spune eu așa, o recomandare și o provocare. Recomandarea este cartea Descoperă-ți elementul, de Sir Ken Robinson.
Iar provocarea pentru voi în această seară este să vă descoperiți elementul acela prin care puteți menține atenția. Mulțumesc!